Bursucul încăpățânat, poveste scrisă de Claudia Cojocara Bruno era un bursuc mofturos, neascultător și încăpățânat. Nimeni și nimic nu reușea să-l mulțumească. Cu toate acestea, bursoica-l iubea ca pe ochii din cap, fiind singurul ei copil. De dragul lui, pentru a-l crește sănătos, Bursoaica s-a apucat de gătit și de grădinărit, muncind cu drag la petecul de pământ ce înconjura vizuina. Dar deși în fiecare zi îi pregătea altceva de mâncare, tot avea de furcă cu mofturile lui. Când bursoaica îi pregătea tartă cu alune, el poftea lăptuci proaspete. Dacă îi pregătea salată de verdețuri abia el insista că vrea macarane cu brânză. Ce să facă bursoaica? Lăsa totul baltă și îi făcea puiului pe plac, numai să-l vadă mâncând. Toate acestea vor trece curând, își zicea bursoaica răbdătoare. Sunt probleme specifice vârstei. Cu iubire și înțelegere vom trece și de aceste capricii. Cel mai mult îi plăcea lui Bruno să se joace. S-ar fi jucat și ziua, și noaptea, și pe ploaie, și pe frig. Din această cauză, avea multe discuții cu părinții celorlalți pui, care își respectau ora de somn de după amiază, sau timpul alocat lecțiilor, ori participării la treburi zilnice. Aceste perioade în care nu avea deloc cu cine se juca erau teribil de plictisitoare și trecea foarte greu pentru el. De cele mai multe ori, Bruno își umplea acest timp aruncând cu pietricele după păsări, sperindule sau tortind mușuroaiele de furnici sau de cârtiță. Însă când se juca cu ceilalți pui de animale, Borsucul Bruno proceda în felul următor. Trebuiau să se joace unde vroia el, cum vrea el și mai ales ce vrea el. Astfel se îmbuvna și pleca chiar în toiul jocului, strigând tot amuzamentul. Încet, încet, zilele călduroase de vară au trecut. Toamna se instala parcă pe nesimțite. Soarele nu mai dogorea, ziua se mișorase, iar nopțile erau umede și reci. Alt motiv de îmbunare pentru Bruno, căci timpul de joacă era prea scurt. Într-o dimineață, bursoaica își trezi puiul cu grijă să nu-l supere. Ți-am pregătit cacao cu lapte și biscuiți, dragul meu. Mm, doar eu vreau brioșe, spuse înflat Bruno. Pentru prima dată, mama bursoaică nu se repezi să-i facă pe plac, ci spuse blând. Nu am timp acum de brioșe, dar mâine promit să-ți fac. Astăzi trebuie să repar acoperișul vizuinei, căci plouă înăuntru. Mă ajut și tu? Nu, nu, nu te ajut deloc. Tu nu-mi faci poftele și vrei ca eu să te ajut? Eu mă duc la joacă. Uite, ia pe tine puloverul și căciulița asta. Că s-a lăsat frigul. Ți-l am tricotat azi noapte. Ce-i culoarea asta cenușie? Mie îmi place roșul. Nu, nu port așa ceva. Culoarea asta te ferește de pericole, dragul meu. Să-ți pun mâncarea la pachet. Nu ai gustat nimic, zise ea. Dar Bruno deja ieșise din curte. Ursoaica se apucă singură de lucru. Amestecă lutul cu paie și apă. Îl puse în găleată și se urcă pe acoperiș să-l cârpească. O aștepta o zi grea. În acest timp, Bruno bătea la geamul veveriței Rița. Rița, hai la joacă! Astăzi nu pot, îi spuse Rița o ajut pe mama să adune provizii pentru la iarnă. Am să te țin minte, spuse supărat Bruno și plecă spre adăpostul ursulețului. Beni, caută-mă! Azi ne jucăm de-a vața scunselea. Bursucule, nu am timp de joacă. Azi pregătim borcanele pentru cămară. Dacă vrei, poți să stai cu noi să ne ajuți. Eu nu am chef să muncesc. Eu vreau să mă joc. Dacă nimeni nu se joacă cu mine azi, am să vizitez cealaltă parte a pădurii să-mi fac alți prieteni, își spuse îmbuvânat Bruno. Pădurea aceea nesfârșită era tăiată la mijloc de un râu lat și adânc. Castorul era barcagiul șef care transporta doritorii pe partea cealaltă și înapoi. Cursa de înapoiere este la șase seara, să nu cumva să întârzi, căci altfel înoptez pe partea cealaltă, îi spuse grijuliu castorul. Bruno se afândă în pădure, pe potecile întortochiate, fără să lase niciun semn pentru întoarcere. Bursucul întâlni și veverițe, și viezuri, și iepuri. Dar nimeni nu se juca cu el pentru că nu-l cunoșteau sau pentru că aveau treabă. Dezamăgit, Bruno vrut să se întoarcă, dar nu mai găsi cărarea pe care venise. Întunericul, cumprise deja pădurea și bursucul îi era foame, căci nu mâncase nimic toată ziua. Oh, ce bine ar fi fost să o ascult pe mama să-mi iau pachețelul cu mâncare! gândi el. Ideea de a petrece singur o noapte în pădurea necunoscută și sălbatică îl înspăimântau teribil pe Bruno. Se lăsase un fric crâncen și el nu avea unde se adăposti. Mm, ce bune erau hâinuțele pe care mi le-a croșetat mama. Nu trebuia să fac mofturi, îți zise el cu părere de rău încercă să-și găsească un adăpost peste noapte și tătute o visuină micuță, căptușită cu moș și frunze uscate. Era exact ce-i trebuia. Dar când a vrut să intre, doi ochi verzi și tăioși și un mrit amenințător l-au făcut să ia la fugă mâncând pământul. O, sunt mai în siguranță într-un copac, gândi el și se cocoță cu greu pe o creangă înaltă. Dar, Ş -ş 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 un șuierat asurzitor l-a făcut să tea drumul instantaneu la creangă. Se prăbuși la pământ cu o bufnitură puternică, luxându-și în cădere la buță. speriat și rănit, se ascunse sub un morman de frunze uscate. În acea noapte a căzut prima ninsoare. Bruno a numărat orele până la ziua, tremurând de frig și de frică. Când se iviră primii zori, ursucul auzi vocea mamei lui cum îl strigă. Aproape înghețat, ieși din ascunziș și se trezi înconjurat de toți prietenii lui, în frunte cu mama brusoică îngrijorată. Vai, <gânt> am simțit lipsa!" <laughs> exclamă cu ochii în lacrimi brună. Vă rog să mă iertați pentru toate mofturile și necazurile pe care vi le-am făcut. Au fost cele mai cumplite ore din viața mea. Știu că mă iubiți și îmi vreți numai binele. De azi înainte voi fi un bursuc model. Și uite așa, mai, de grem, mai devreme decât s-ar fi așteptat mama în bursoaică sau oricare dintre prietenii lui, Bruno și-a învățat lecția și a devenit cel mai harnic și mai ascultător bursuc din lume. Iar dragostea și prietenia au fost valorile după care s-a călăuzit de atunci înainte. Abia aștepți următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube. Totul este posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!